Partea finală a emisiunii de astăzi cu antrenorul Petre Grigoraș. Cum era aia? La șah, mă, cu tine. Da. Da, ne aduc aminte cu prietenul nostru, Dorin Semeghin. Da, era o situație la un meci la Galați. Mi-aduc aminte foarte bine de acel aspect. Când da, mi l-au adus el, aminte la toată lumea. El, mic, întotdeauna sărea la... Da, mic, dar arțăgos. Arțăgos, era el, arțăgos la cei mai mari. Știi, încercând să-l calmez, i-am spus să stea liniștit în sfârșit. Nu vezi că mă lovește. Și dacă te lovește, du-te la șac, te duci după masă și nu te mai... Da, era un simpatic, un fotbalist foarte bun pe care l-am apreciat. Cred a că avut. Din toți jucătorii pe care i-am avut și am antrenat de-a lungul carierei, era jucător care centra cel mai bine. Da, asta, spun și cu Ferguson toată, a văzut-o. Deci, incredibil. Aici la Suceava, alea, aici, la alea Suceava era să moară la un moment dat. Într-un meci jucat, cred că la nivelul Ligii a treia, nu știu dacă era Liga a doua, meci aici pe Areni, era, de acum picase toată greutatea pe umeri lui. El era jucătorul ăla bătrân în echipă, era, deci foarte multă responsabilitate pe umeri. Fază ofensivă, fază defensivă. Pe fază defensivă l-a lovit portarul nostru, de a avut săracul splină ruptă, operat la spital. S-a maturizat, din punctul meu de vedere, i-a venit înțelepciunea un pic prea târziu. Pentru că e un jucător, sau a fost un jucător cu niște calități excepționale. Vă spuneam mai înainte, la începutul emisiunii, că sunt foarte mulți jucători care își dau seama de importanța seriozității și a muncii de obicei la final de carieră sau după ce se lasă de fotbal. Cred că e cazul și al lui. Din păcate, pentru din că păcate, un suflet mare și... Exact, avea gura mare, dar să știți că da, avea și sufletul mare. El dacă nu răspundea puțin și nu comenta puțin, indiferent ce, nu se simțea bine. În schimb, nu era rău la suflet și trecea foarte repede. Ceea ce e foarte important. Care a fost echipa la care v-ați simțit dumneavoastră cel mai împlinit din toată cariera? Că mă uitam, ați fost și colo, și colo, și Galați, CFR, și... Am avut... Bine, asta cu... acolo ați fost doar jucător, că am fost vara asta în concediu la Dobrici, adică pe acolo, pe lângă Dobrici. Da, da, da. La Dobrugea, Dobrici. Chiar anul ăsta, în septembrie, au avut centenarul 100 de ani de la înființare, au venit la Constanța și mi-au luat un interviu și am fost invitat, n-am putut să merg pentru că eram aici. Da. Chiar la meciul cu, înaintea meciului cu Gazmetan Mediaș din cupă. Da, un loc unde m-am simțit extraordinar ca jucător. Am fost declarat cel mai bun străin din istoria care, lor. Din istoria lor, dar am avut o perioadă foarte Petre bună acolo. Petre Grigoraș, vârf ați jucat, nu? Exact. Vârf, da. Da, unde m-am simțit ca și antrenor. Am avut un început foarte bun cu Farul Constanța prima dată și o echipă foarte frumoasă, culminând cu cea mai bună performanța lor în același an, finala Cupei României și locul 5 cu un joc foarte spectaculos. Printre alții am avut și pe prietenul nostru Mihai Guriță, care e acum secundul meu, l-am avut jucător, pe care am avut iarăși o perioadă foarte bună la Oțelul Galați, jocuri în Intertoto și iarăși evoluție foarte bună. Am construit o echipă frumoasă, care ulterior a câștigat și campionatul, dar cred eu că satisfăcut din punct de vedere al jocului, al calității jucătorilor și al modului de cum au gândit Pandurii Târgu Jiu în perioada 2010-2012, mă refer la acea perioadă, pentru că am mai fost la Pandurii. Perioada în care Pandurii cam bătea tot ce voia. O perioadă foarte frumoasă cu o echipă care a crescut enorm de mult într-un an de zile. Au ajuns jucătorii aproape necunoscuți la Steaua, la echipa națională, mă refer aici la Pintini, la Chiricheș, la Maxim, la Mihai Rădus, care a avut o evoluție foarte bună la mine acolo, Pleașcă, care a ajuns la echipa națională, să nu uit pe vreunul, Nistor, Voiculeț, sunt jucători foarte buni și o echipă care a înțeles, cred că cel mai bine, ceea ce vroiam de la joc,
au pus în practică cel mai bine dintre toți și nu întâmplător mulți dintre ei au ajuns în vârful piramidei în cea mai scurtă perioadă. A fost o perioadă foarte, foarte bună, foarte frumoasă. Cine era în perioada aia, domnul Condescu? La... Exact, exact. Contează era, foarte mult era și... un om care, vă spun sincer, era și, erau și două săptămâni care nu trecea pe la stadion. De ce să treacă dacă lucrurile da, le-a lăsat să lăsa funcționeze? Da. Să funcționeze normal atunci când era nevoie de intervenția dânsului. Venea cu intervenție pozitivă. Au fost lucruri. Siguranță, era o siguranță destul de mare. Deci o perioadă foarte, foarte bună. Dar așa este în sport. Primești și, eu știu, sau ai și echipe care... se adaptează sau antrenori care se adaptează echipei și echipa se adaptează antrenorului. Am prins, din păcate, în ultimii ani, m-am dus la echipe care, marea majoritate, au intrat în insolvență din prisma datoriilor pe care le aveau și e clar că nici rezultatele nu puteau să apară atâta timp cât erau jucători neplătiți, chiar și șase luni chiar de zile. Chiar cu bandurii, da? 2016-2017. Nu, a fost cu CFR-ul în 2000. CFR-ul 2013-2014, nu? CFR-ul 2013-2014, jucători neplătiți de multă perioadă, s-a intrat în insolvență, s-a început o reorganizare, a început pandurii care 6 luni de zile nu erau neplătiți jucătorii și aveam o echipă superbă. După primele 10 etape eram pe locul 2-3, dar nefiind plătiți, vă dați seama că marea majoritate au plecat sau au renunțat, nu puteai să-i ții la un joci. Nivel... până îți găsești alt angajament. Jucători fantastici, eu știu, Nistor, Sân Mărtean, Țucudean, Ovidiu Herea și așa mai departe, Mârjiac, jucători foarte buni, echipa mergea foarte bine când au văzut că conducătorii nu poate să-i plătească, normal o parte din ei au plecat sau au renunțat și s-a stricat cam totul. Timișoara a intrat în insolvență, Târgu Mureș a intrat în faliment. Da, am prins echipe foarte frumoase, dar din păcate neplătiți jucătorii nu puteai să-i ții la un nivel ridicat din punct de vedere al concentrării. Atunci când nu ești plătit și nu ai cu ce să te duci acasă, e cam greu să poți să faci performanță. Dar nu, iar eu am fost norocosul care am prins vreo 4-5 echipe de genul ăsta în ultimii 5 ani. Drept pentru care ce ați hotărât? Domne, mai întorc, nu mai duc unde... Eram sfătuit să nu merg la echipele respective. Deci vă spun sincer că am fost sfătuit să nu mă duc, pentru că o să regret. Și am spus, bine, nu mă duc eu, o să meargă altcineva. De ce să nu încerc? Crezând că totuși lucrurile se vor îndrepta. Se pot îndrepta. Din păcate, nu s-au îndreptat și... am căzut puțin într-o, știu, poate într-o disgrație a unora, crezând că eu sunt vinovatul pentru că rezultatele nu erau atât de bune, dar neștiind adevăratul sens al lucrurilor ce se întâmplă. Înțeleg foarte, foarte bine ceea ce spuneți. Dar din perspectiva asta, acum, vă reproșați că ați mers la... sau dacă ar fi să... schimbați ceva din punctul ăsta. Ce ați schimba? Da, cred că la vreo 2-3 echipe nu m-aș mai fi dus. Cred că, în primul rând, trebuie să te informezi mult mai mult vis-a-vis de ce se întâmplă la nivel de conducere, la nivel de organizare și înainte de asta, înainte de a lua decizia finală de a semna un contract, trebuie să faci și lucrurile astea. Cred că am plecat puțin entuziasmat, fără să gândesc în profunzime ce se poate întâmpla ulterior. Și da, cred că asta aș face, m-aș interesa mai mult și poate la vreo 2-3 locuri cred că nu m-aș mai fi dus dacă eu eram, sper să nu eram atât Suceava la dacă nu eram atât, nu eram atât de dornic de a lucra, am pus dorința de a lucra înaintea ceea ce se întâmplă ulterior și poate am greșit, dar nu trebuie să mai regret acum, că lucrurile bun, au fost trecute. Nu e de regretat, dar sunt, e bine ca unele lucruri să fie... Exact. Acum nu pot să mai regret. La rece. Deci, cum s-a întâmplat și aici la Suceava, când am citit atunci Căinar și Stănescu, doi jucători pe care eu îi apreciez în mod deosebit. Sunt doi suceveni, în primul rând, și de asta țin poate și un pic mai mult la ei, dar amândoi mi-au dovedit că știu fotbal. Da? Că e altceva în discuție, ok, chit că și amândoi știu că îi sprijin până în pânzele albe, dar dacă au greșit cu ceva, nu mai beneficiază de ajutorul meu să fie, că se poate, e clar, da? Ok, dar
Una e una, alta e alta. Fiecare este răspunzător pentru ceea ce face. Tragem linie, vedem la urmă ce s-a întâmplat. Nu la cald. Deciziile la cald nu sunt cele mai bune. Exact, exact. Nu sunt bune și câteodată o să le regreți. Regreți deciziile pe care le iei la cald. Și eu sunt de acord ca echipa din localitatea respectivă să aibă identitate. Ca să ai identitate trebuie să ai câțiva jucători localnici care sau să aibă cât mai mulți localnici. Cât mai mulți localnici. Da, sunt de acord cu asta. Da. Sunt de acord cu asta. Dar sunt situații când poți, sunt situații când nu poți. Da, sunt situații care poate eu localnicii nu... depășește... Ani de zile, vă spun sincer, mă uitam, ce? Că mai produceam și jucători, și fundași, și mai un vârf, mai... Da, nu scoteam extremă stângă la un moment dat deloc aici în Suceava și portari ioc. Ei, acum în generația de antrenori de aici de la Suceava este Marius Lup, de aici au mai crescut și am început să avem și portari. Da. E și asta o componentă foarte importantă. Da, repet încă o dată, dar sunt de acord cu lucrul ăsta și dar nu pot să fac compromisuri. Dacă consider că din punct de vedere sportiv poți să-i acord o mai mare șansă dacă este la egalitate cu altul. Dar domnul ești localnic. Putem face chestia care o zic eu cu cât mai mulți jucători localnici. Dar în câți ani? În 3 ani ar fi un termen rezonabil? 3 ani. Să-mi fac o echipă de suceveni? Poate chiar și mai puțin? Eu zic că poate și mai puțin, pentru că sunt jucători în zona aici, da. Sunt la Rădăuți, sunt la Păltecea. Măcar 2 ani ar trebui, da? Îți trebuie minim un an de zile să-i trebuie un an de zile, pentru că unii se adaptează, unii nu, la cerințele tale. Chiar dacă poate unul iar joacă foarte bine la... Iar dacă ulterior vii cu un deziderat de ăsta, domne, vreau promovare, vreau nu știu ce, mai trebuie încă măcar... Trebuie ceva, pentru că poate pe unul îi depășește pur și simplu miza. Miza jocului. Da. Depășește, sunt jucători de antrenament. Da, sunt foarte mulți jucători la antrenament. Îi vezi la antrenament și ești încântat. Zic, gata, mă scoate ăsta. Și când îl bagi în teren, deja nu-l recunoști. Iar e clar că sunt mulți de genul ăsta. Sunt mulți. Și nu trebuie să mă feresc. Îmi dau seama că și la actuala echipă a Sucevei sunt câțiva jucători care la antrenament zmei. Sunt mai mult mai dezinvolți și mult mai valoroși și arată mult mai bine decât în joc. Iar lucrul ăsta trebuie schimbat. Trebuie să-l schimbe. Bun. Luăm și psiholog la echipă? Nu, trebuie să fiu eu psihologul principal. Eu încerc să... Numai că ei trebuie să asimileze lucrul ăsta nu ca pe o ceartă, ca pe o ofensă la adresa lor când le spun astfel de lucruri, ci trebuie să realizeze că da, într-adevăr, oare de ce la antrenament sunt așa și la joc altfel? Dacă conștientizezi lucrul ăsta și îți faci o autocritică, s-ar putea să progresezi puțin. Dacă progresezi, mă mândresc și eu, sigur crește și el în valoare și sunt câțiva jucători care 100% nu dau nici măcar jumătate din cât ar putea. Din cât ar putea. Amanu-i, le dăm nume să-i facem de rușine? Nu, dar nu-i facem nici de rușine și nu. Eu le spun asta, dar e o chestie internă și o discuție pe care o am cu ei personal, iar ei știu lucrul ăsta. Chiar eu le spun în față, dar asta rămâne doar la nivel de cabină. Vedeți, aici... Nivel de cabină, pentru că sunt lucruri care nu are rost să le discutăm în public. Păi de aici cred că apare și, cum vă spuneam la bun început de emisiune, convingerea mea că vestiarul va fi vestiar în adevăratul sens al cuvântului odată cu venerea lui Petre Grigoraș. Păi așa trebuie să fie normal. De principii. Ok, sunt anumite lucruri care se pot spune, dar să ajungi să cauzi alibiuri și să dau vina pe X sau Y sau altul să dea la fel, nu e regulă. Nu, sunt lucruri care rămân între noi, sunt lucruri pe care le discutăm doar în cabină. Acea cabină trebuie să fie o familie. Locul unde se întâlnesc cu psihologul. Și marea majoritate a lucrurilor trebuie să rămână acolo. Dacă vin și se aud anumite aspecte care se discută în cabină, înseamnă că nu este vina mea, e vina unora dintre ei care nu acceptă poate realitatea. Și realitatea trebuie acceptată cu bine, cu rău, cu lucruri mai puțin plăcute câteodată, dar trebuie spuse și trebuie îndreptate dacă vrem să progresăm. Și eu sper din tot sufletul, atâta timp cât voi sta aici, măcar să progreseze din punct de vedere al mentalității.
vis-a-vis de sport în general și de fotbal și de viață. Dacă vor să facă ceva pentru ei, ar trebui să deschidă bine urechile, pentru că până una alta totuși v-au trecut prin mână niște jucători care ulterior s-au dovedit că au ajuns și fotbaliști. Da? E adevărat. Dacă vor înțelege dacă lucrul ăsta, vor avea de câștigat. Au șansă. Da, șansa e ca un tren de la trece prin gară, dacă te urci în el, bun, dacă nu, pare rău, nu știu dacă trece în fiecare zi. Eu sper ca ei să nu aibă regrete, sper ca ei să nu aibă regrete după. Asta e cel mai dureros lucru, să-ți pară rău după. Aulă, dacă aș fi ascultat sau dacă aș fi făcut, ce bine era. De asta le spun, să nu regretați mai târziu, că câteodată e prea târziu și... Avem de luptat în ediția asta de campionat, suntem deja la mai multe puncte în spate, nu disper, mă sperie puțin că Aerostarul merge ca un ceasornic, dar dacă ar fi pe cale naturală, totuși ar trebui să mai calce și strâmb la un moment dat, ceea ce ar fi normal, iar dacă noi ne regăsim cadența în bună măsură, mai rămân meciurile directe, care din meciurile directe, dacă am obține 100% noi meciurile directe, am fi la un punct distanță, nu? E puțin probabil să se întâmple așa ceva, dar... Campionatul este lung, e lung mă scuzați, este da. Lung și important să nu ne uităm neapărat foarte mult la ce fac adversarii, nu știu, trebuie să ai tu un parcurs de regularitate pe care nu l-am avut. Încă nu l-am avut și eu zic că sâmbătă va fi un moment crucial în evoluțiile viitoare noastre. Jucăm la Piatra Neamț, o echipă bună. O echipă care are câțiva jucători străini de calitate. O echipă care și-a anunțat și ea, știu, voalat poate candidatura la promovare și e acolo în cărți. Noi trebuie să ne concentrăm extraordinar de bine pe această partidă. Dacă vom reuși să câștigăm la Piatra Neamț, cred că putem să ne gândim și la meciurile următoare puțin mai relaxați, nu relaxați în adevăratul sens al cuvântului, sau dar nu urmează, totale, da, urmează un pic mai, pentru că urmează niște echipe mai accesibile pe care le întâlnești în meciurile următoare și poți să ai și tu un parcurs așa cum a avut Aerostarul până la meciul direct. Iar atunci, vrând nevând, este adevăratul test. Dacă reușești să îi învingi, înseamnă că meriți și ai o șansă. Dacă nu, trebuie să ridici pălăria, da, sunt mai buni ca noi. Hai să ne gândim la alt obiectiv. Așteptăm să se împiedice ei mai des, ceea ce e da, puțin, probabil, ce puțin probabil. Dar sâmbătă este meciul crucial, care ne va decide soarta pe viitor, părerea mea. Nu trebuie să încarc pe nimeni negativ. Băieții știu că ăsta e meci crucial. Dacă noi nu reușim să învingem Piatra Neamțu, e greu de sperat în continuare. Eu trăiesc cu senzația că aici la Suceava, pe lângă faptul că avem un antrenor bun, avem și o echipă destul de bună. Însă s-a văzut clar că nu a fost un proiect, o chestie construită pe niște baze temeinice de măcar un an și ceva. Am avut o comportare onorabilă anul trecut la nivelul Ligii a treia, dar nu e o construcție. Acum a venit acest deziderat cu promovarea, dar un pic... fără o pregătire atentă. Și ok, cu aceste eforturi, cu acest hey-rup, cu acești jucători care poate la un moment dat se vor declanșa, cu Petre Grigoraș care va ști să-i potențeze. Dar o să ajungem la, sper eu, la nivelul Ligii a doua și de aici e altă treaptă, pentru că e diferență între Liga a doua și Liga a treia. Eu sunt conștient că mulți dintre jucătorii pe care îi avem vor face față cu brio la nivelul Ligii a doua. Dar e alt efort, e altceva, e next level. 100% e diferență mare. Între ligi este o diferență pe care la prima vedere pare insesizabilă. Pentru unii, care nu cunosc fenomenul. Am jucat cu Gaz Metan, dacă i-am bătut pe ăștia, batem pe toți cu trei. Nu, sunt momente. Aici trebuie să ai un parcurs de regularitate. În eventualitatea că ajunge Liga a doua, în primul rând, marele dezavantaje ale echipei va fi unul foarte distanța. Dar nu spuneți, am... Deci eu am pățit... Am deplâns lucrul ăsta. Era Suceava singura din regiunea istorică Moldova când am jucat la nivelul Ligii a doua.
Păi, bugetul nostru se risipea pe zilele de drum până în partea aia. Corect. Iar ce distanțe ai, trebuie să le faci cu două zile înainte ca să speri că poți să evoluezi la un nivel cât de cât. Dacă faci o deplasare la Timișoara și pleci cu o zi înainte, faci 12 ore pe drum, ajungi acolo dimineața să joci, păi deja mai bine nu te mai prezinti. Eu știu lucrul ăsta și am simțit-o la Constanța. Pentru că am avut același lucru, Constanța într-un capăt al țării, da? Și deplasări. Trei la Timișoara, Oradea, Arad și așa mai departe. Ne mutăm un pic în Ardea. Nu puteam merge cu avionul, am făcut o singură deplasare cu avionul. Vă dați seama că să mergi 12, 13 ore, 16 ore cu trenul sau cu aia, vă dați seama că e un efort fantastic. Luau forma scaunului când coborau din autocar până să-și revină. Era 3-0 pentru adversar sau 2-0. Da. Un lucru, pe când ei făceau o singură deplasare la Constanța, da? În rest, jucau între ele, poate într-o lună de zile nu făceau nicio deplasare lungă. Da. Iar asta va fi un impediment mare și pentru Suceava, neavând și, eu știu, avion permanent, eu știu, cu București, da, Timișoara, București sau Cluj, Sibiu. Nu știu, poate că în viitoarea strategie. Dar haideți să lăsăm lucrul ăsta, să ne mai gândim mai târziu. Poate e important să ajungem acolo. Eu, de la înălțimea acestei emisiuni, care oricând este ea produsă, fiind pentru sportul local, credeți-mă, suntem și un fel de mamă și un fel de tată. Adică nu prea avem timp de supărări, pentru că trebuie să, cum a fost, spre exemplu, meciul de la Drohoi, supărare maximă. Dom'le, am pierdut, dar cum se poate? Haideți să ne gândim și cum s-a întâmplat acolo, că până la urmă, nu știu, mie așa nu... Da, e greu de analizat o astfel de situație. Pot să zic așa, Marius Croitoru, antrenor al echipei Botoșani 1, da? Din Bacău. A fost și el pe la Aerostar? Sunt multe da? de discutat. Adică a trimis și niște jucători de la prima echipă. Da, adică... în comparație cu ce a fost în meciul direct cu ei, sunt multe aspecte. Nu sunt alibiuri, eu le spun eu pe astea. Adică de aici mă îndrept cu atenția că Aerostarul a pregătit mai bine începutul ăsta de campionat. Mai bine decât noi. Am mers pe principiu că de când am venit aici, așteptați-vă ca alții să umble și cu altceva, noi trebuie să fim pregătiți să ne luptăm contra tuturor. E greu, într-adevăr e greu. V-am zis că am venit într-un moment în care a fost puțin greu să-i și cunosc, să-i cunosc din toate punctele de vedere, nu pur și simplu cum îi cheamă. Asta am învățat foarte repede. Da, și deja știam, deja dinainte de a ajunge în Suceava, marea majoritate dintre ei, cum îi cheamă, cum arată. Dar nu asta este important, trebuie să le cunoști mentalitatea, puterea de concentrare, slăbiciunile, viața de cu zi. Da? Unii sunt, eu știu, sensibili, dacă cumva vorbești puțin mai acid sau puțin mai dur, alții nu, din contră, așteaptă lucrul ăsta, chiar așteaptă puțin împunși dacă e nevoie. Deci lucrurile astea până le cunoști, trece puțin. Și, când credeți că echipa va reuși să reacționeze așa cum vreți dumneavoastră? Pe greu să estimez acum... Câte etape n-ar mai trebui? Nu știu. De la început am spus că nu pot să fac minuni într-o săptămână, două. E clar că nu pot să faci lucrul ăsta. Iar, sincer, chiar că am încercat să schimb puțin din ritmul de antrenament, calitatea antrenamentului, și poate asta i-a dat puțin peste cap. Mi-am făcut o analiză și am constatat lucrul ăsta că totuși poate aici am greșit-o puțin, cerându-le prea mult, fiind prea pretențios și ei în dorința de a-mi satisface plăcerile și știu, poate au încercat mult și n-au reușit momentan să nu-i fi inhibat foarte mult, dar până la urmă am stat și m-am gândit, eu cu cine lucrez, cu niște bărbați sau cu niște fetițe? Lăsăm la o parte, să nu supăr pe cineva. Nu, niște bărbați trebuie să accepte absolut orice și trebuie să fie puternici, să demonstreze că, într-adevăr, indiferent de situație, ei sunt puternici și merg înainte, indiferent că e rău sau bine. Trebuie să lucreze, să muncească foarte mult, să încerce să pună în aplicare ce cere antrenorul. Da? Dacă reușește lucrul ăsta, atunci
el ca jucător și-a făcut datoria. Restul rămâne ce pe spinarea mea. Ce o să aibă de câștigat? Eu cred, că... da, eu cred că cât mai curând, eu cred că ușor, ușor, chiar dacă acum a fost o perioadă de incertitudine și de valuri în evoluție, cât de curând, nu știu dacă la meciul următor sau poate cel meciul de pe teren propriu, echipa ușor, ușor se va așeza. Cât de repede. Îmi doresc deci foarte mult. Deci sâmbătă, meci crucial. Pentru mine personal, da. Cu Doamne ajută. Da. Eu vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Și vă mulțumesc, oricând cu plăcere. Iar dumneavoastră, stimați respectatori, pentru atenția și răbdarea care ne-ați urmărit. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.